Răspunsurile au vizuit și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Străbinte și prea înaltă. Vieți cu mine să ne mântuiești și să ne mântuiești pe noi. Alea e suplată pe o genunchi că este aici, doar să urează ce tapă, tace, ce se vor iertată. Să primești cu plăința păsătorilor ce ai puterea iertată, tace, de cele multe și grele. Și dai să mă duie tuturor celor ce se trece cu neputință și în boală de lumea. Care este noi, mei, păcătoși și nevrenii și cei slujitori, cei de neputințele noastre, toată mângeană, toți ne-am vindecat, Procurorul de cel bun, care a venit spre căutarea ori ce se pute. Și atâta de tine ai venit celor sfabra sufle și viață celor zdrobiți. Ale ai tăbătut cu vorul celui ce era în curte ca sfântă, să te trezi tata la nimeni ce îi spăvită de demon. Ale ai iertat datoria celor doi datorii și ai zis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Doamne, miluiește! Ți-ai primit rugăciunea aceea de pocăința lui Tanase, însuși pe robii tăi,
pe toți cei care sunt în față, pe toți cei care au fost și vor fi pomeniți. Ori s-au lăbuit o rămăgătoare de seamă, fost acel ce aveau de făcut o răbdare, n-au avut. S-au fost răzbire, s-au pătit, nu s-au prins în lepte și pe până au grăit. S-au pomenit sau altceva de o făcut. De asemenea, te rugăm, dăruiește Duhul Tău cel Sfânt, medicilor și ostenitorilor, care ajută la însănătoșirea celor care sunt. A doua duminică din postea de astăzi este duminica tocmai a iertării și a vindecării. Iertarea pentru ce este? Pentru păcatele noastre. Dar vindecarea este și pentru suflet și pentru trup. De aceea venim la Sfântul Maslu. Veniți aici și venim cu toții la Sfântul Maslu, la Cadâmbul și la bisericile noastre. Oricât de mică ar fi ea, oricât de smerit ar fi parohia, oricât de smerit ar fi preotul acolo în parohie, el săvârșește și acolo se săvârșește și taina Sfântului Maslu. Pentru această mare binecuvântare care de folos ne este nouă tuturor și în ultimul rând prea Sfințitului Părinte Calinic Episcop Vicar al Episcopiei Iașilor, care de fiecare dată a răspuns cu aceeași dragoste și râvnă și cu aceeași bunătate și îngăduință când am cerut această binecuvântare care frățile voastre pelerinii care ați poposit astă noapte veniți cu multă credință și râvnă pentru această mare binecuvântare, pentru Sfântul Maslu. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă fie de folos. Cei care nu o să ne mai întâlnim până la învierea Domnului, să ne ajute Hristos Dumnezeu, să ne bucurăm de învierea Lui Hristos și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare și încă o dată mulțumim preasfinția voastră din suflet, Hristos Dumnezeu să vă răsplătească și tuturor părinților slujitori dintreună rugători care au slujit în sobor la această slujbă, taina Sfântului Maslu, îi mulțumesc din inimă și din suflet. Și în ultimul rând dumneavoastră, celor care sunteți podoaba bisericii, să vă fie de folos. Drum binecuvântat, fraților, și cei care rămâneți peste noapte, rămâneți cu toată blagoslovenia Domnului și a Maicii Domnului. Doamne ajută! Și din încredințarea preasfințitului Părinte Episcop Calinic, vă putem anunța că următorul Sfântul Maslu va avea loc în Duminica Doriilor la ora 4. Ora 16. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim!